Salutare! Bine ai venit pe canalul meu! Eu sunt Andrei de la Psihologia Gândului și în acest video îți prezint recenzia cărții Banii stăpânește jocul, scrisă de Anthony Robbins, care îți spune despre cei 7 pași simpli spre libertate financiară și secretele celor mai bogați oameni din lume în privința educației financiare. Este o carte pe care am citit-o cu mare drag. Este o carte destul de voluminoasă, însă deosebit de prețioasă pentru aceia dintre voi care vor să învețe educație financiară, dar și elemente importante despre psihologia banilor și despre dezvoltarea personală. Așa că te invit să fii atent în această recenzie și să-mi lași un comentariu să-mi spui dacă ai citit această carte și care este ideea fundamentală pe care ai reținut-o. De asemenea, țin să te anunț că de vreme ce ești nou probabil pe acest canal, îți ofer gratuit 2 e-book-uri de dezvoltare personală pe care le-am scris. Unul se numește 50 de cărți motivaționale care schimbă viața, pe care le-am citit și ți le recomand și ție, iar cel de-al doilea 10 pași pentru o viață mai bună. Tot ce trebuie să faci este să accesezi linkul din descriere, să dai un like acestui video și să-mi lași un comentariu în care să-mi spui că vrei e-book-urile. Acestea fiind spuse, haideți să vedem recenzia acestei cărți. Banii stăpânește jocul este o carte pe care am citit-o cu sufletul la gură, pot să spun, iar Anthony Robbins este unul dintre autorii cei mai complexi în momentul în care vine vorba despre leadership, dezvoltare personală, motivație în general. Câteva cuvinte despre el. Probabil ați auzit de Anthony Robbins sau Tony Robbins. Probabil ați văzut emisiuni cu el pe YouTube. El este un speaker internațional celebru, este orator, este coach, autor de cărți de dezvoltare personală și foarte cunoscut pentru faptul că a ajutat personalități celebre din America, dar și din întreaga lume, să-și atingă potențialul maxim cu rezultate vizibile, desigur, în viețile lor personale, profesionale, familiale și să aibă mai mult succes. El susține anual conferințe în întreaga lume în care învață pe oameni cum să aibă mai mult succes financiar, profesional, personal, cum să se înțeleagă mai bine cu ceilalți sau cu partenerii de viață. Și ce este foarte important este că învățăturile sale sunt legitime, sunt actuale și chiar funcționează. Oamenii au obținut rezultate magnifice ascultându-l și preluând învățăturile sale. Dar și mai important este faptul că Tony Robbins nu a fost întotdeauna un om de succes. Începuturile lui au fost unele precare. Copil fiind, avea o situație materială foarte proastă, părinții lui se confruntau cu lipsuri de toate felurile și ne povestește autorul chiar în primele pagini că atunci când era mic, erau multe zile în care se confrunta cu foametea. Nu aveau ce să mănânce, iar într-una dintre zile, într-o zi a recunoștinței cu noroc, un vecin, un om necunoscut, a venit la ușa lor și le-a oferit alimente, le-a oferit o masă. Acea zi a fost foarte importantă pentru Anthony Robbins, a reprezentat acel declic în viața lui care l-a ajutat să-și schimbe destinul până la urmă dintr-un om sărac într-unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii în prezent. Și a început să citească cărți de dezvoltare personală pe care le găsea sau le împrumuta, a început să urmeze cursuri, s-a angajat, a început să strângă bani, s-a confruntat cu foarte multe încercări, însă foarte devreme a reușit să devină un filantrop, știindu-și istoria. A început la rândul lui să fie interesat să ajute oamenii săraci, oamenii care nu aveau ce să mănânce. Și a început să ofere mese săracilor, da? Dona, să zicem, o masă pe an cuiva sau două mese pe an din veniturile lui. În prezent, el are mai multe fundații de întrajutorare, are companii în care se fac acte de caritate și ajută la hrănirea a zeci de milioane de oameni din mai multe state ale lumii. Da? Donează zeci de milioane de euro pentru a ajuta diferite cauze nobile.
Tony Robbins nu a scris multe cărți, dar cele pe care le-a scris, după cum vedeți, sunt destul de stufoase. Ei bine, ca să revenim la această carte, ce găsiți în ea și cum vă ajută? Cartea Banii stăpânește jocul, așa cum sugerează și titlul ei, este o carte despre bani, dar este o carte despre cum să faceți bani. Și vorbește în principal despre investițiile la bursă, investițiile în general în companii internaționale, în fonduri de indici, în diferite modalități și cu diferite tactici care să vă ajute pe voi să vă multiplicați banii. În primul rând, el ne învață că este deosebit de important să economisim, să punem deoparte 10-15% din venitul nostru lunar pentru bătrânețe. Dar cum pentru bătrânețe? Pentru a investi în viitor și pentru a face banii să lucreze pentru noi. Pentru că acest principiu, să pui banii să lucreze pentru tine și să obții venituri pasive, este unul dintre principiile care sunt subliniate de mulți autori de dezvoltare personală. Este un principiu pe care l-am citit și în cartea Cel mai bogat om din Babilon. Găsești link către carte în descriere, de asemenea găsești link către această carte, Banii stăpânește jocul, către librăria online de unde o poți cumpăra la reducere, tot în descriere, așa că îți recomand să accesezi descrierea și să profiți. Da? Deci în cartea Cel mai bogat om din Babilon, George Clason pune în evidență acest principiu al economisirii, al punerii deoparte din veniturile noastre a unui procent de minimum 10%. De ce? Pentru că dacă nu economisești, nu reușești să te dezvolți, nu reușești să investești în tine, nu reușești să te extinzi, mai mult decât atât, nu reușești să generezi noi venituri în viața ta. În momentul în care ai pus deoparte, apare întrebarea ce facem cu banii. Îi ținem în casă, îi ținem la bancă, în ce investim? Această carte vine și îți răspunde la aceste întrebări și te învață cum să faci investiții astfel încât odată să nu-ți pierzi banii, dar și mai important să-i multiplici. Și prezintă diferite strategii de investiții pe piața bursieră, sigur se referă la economia și politica, jurisdicția americană, dar majoritatea conceptelor se aplică oricărui stat și inclusiv României, iar principiile sunt general valabile. Principiile care sunt expuse în această carte, vedem că avem 7 pași spre libertatea financiară. În acești 7 pași, autorul ne prezintă interviurile pe care le-a luat câtorva zeci de oameni celebri pentru succesul lor financiar, elite în ceea ce înseamnă domeniul investițiilor. Sunt nume sonore precum Warren Buffett, Carl Icahn, Steve Jobs, da, Charles Schwab și mai sunt alții pe care i-a intervievat și pe care ni prezintă în această carte. De exemplu, îl avem și pe, imediat vă zic, îl avem și pe Mark Faber, Kyle Bass, T-Boone Pickens, Mary Callahan Erdos, Paul Tudor Jones, John Bogle, David Swensen, Sir John Templeton și Carl Icahn, care am spus. Da? Practic, ce face autorul? Pe lângă faptul că acești oameni sunt foarte inaccesibili, ca să zic așa, omului de rând, pentru că pentru a putea să ai un interviu cu ei sau să întrebi secretele investițiilor, trebuia să le oferi o sumă de bani destul de mare, trebuia să faci dovada că ești un investitor cu un portofoliu de zeci sau sute de milioane de dolari. Totuși, Tony Robbins reușește să se folosească de personalitatea lui cunoscută și de aturile lui ca să obțină aceste interviuri și să ne spună acești oameni câteva dintre secretele lor în ceea ce înseamnă libertatea financiară, bogăția și investițiile de succes. Pentru că da, nu este suficient să investești, trebuie să știi și cum să o faci, trebuie să știi în ce să investești, să știi să te ferești de anumite capcane,
pe care această carte ți-l cane, pe care dacă nu le știi, riști să-ți pierzi banii. De aceea nu recomand nimănui să se arunce în acest joc al investițiilor și să-și riște economiile de o viață fără să fie bine informat. Tocmai de aceea vă prezint această carte și vă recomand să o citiți, precum și altele ca ea, pentru că în felul acesta învățați ce greșeli nu trebuie să faceți, învățați din experiențele altora, pentru că și acești oameni de succes, cum este Carly Kaufman, cum este Warren Buffett, da, sau Sir John Templeton, oameni care au ajuns magnați, oameni care au ajuns miliardari în euro din investiții, au avut greșelile lor, au pierdut la rândul lor bani și au dezvoltat anumite strategii, au învățat anumite lucruri pe care autorul Tony Robbins vi le prezintă în această carte. Vă învață practic, este și un ghid prin care vă arată de ce să vă feriți de comisioane excesive, de manageri de fonduri care poate nu acționează în interesul vostru, ci al lor, și pe lângă asta vă mai percep și comisioane, ce aplicații să folosiți pentru a face investiții. De exemplu, eu personal vă recomand să folosiți eToro. Este o aplicație simplă, este gratuită, o să găsiți link în descriere. Acolo aveți posibilitatea să vă faceți și un cont gratuit de tranzacționare. Vi se oferă niște bani virtuali, îi puteți folosi pentru a investi în mărfuri, în companii, în indicii bursieri, da, și în alte, chiar și în criptomonede, dar și în alte fonduri. Și să vedeți cum evoluează, da? Să exersați un pic, iar în momentul în care sunteți pregătiți, puteți începe să investiți cu bani reali. Da? Eu o folosesc și sunt încântat de ea, sigur există și altele, dar eu pe asta o cunosc pentru că o folosesc. Dar în această carte găsiți și alte platforme pe care le puteți folosi. Ce trebuie să înțelegeți este că trebuie să aveți răbdare când citiți această carte, trebuie să vă luați notițe, trebuie să înțelegeți mecanismul acesta al banilor, dar mai important decât atât trebuie să răspundeți la întrebarea de ce să investesc sau de ce să mă preocupe pe mine economisirea. Atâta vreme cât am acum bani sau cât am o sursă de venit, este tot ce contează, să mă simt bine, să mă distrez, nu? Să-mi cumpăr X și Y lucru. Ei bine, autorul Tony Robbins în această carte îți prezintă riscurile acestei atitudini. Poate că acum îți este bine, că ești tânăr, ai viitorul înainte, dar el aici ne prezintă perspectiva sumbră a pensionării. De exemplu, oamenii care lucrează și obțin venituri cu contracte de muncă, ei contribuie la un fond de pensii, da? Are acele contribuții la asigurări sociale pe care le plătește lună de lună din salariu. Însă ce se întâmplă? În urmă cu câțiva zeci de ani, existau 100 sau 200 de oameni care contribuiau la pensia unui pensionar, la plata pensiei. Astăzi, în 2021, aproximativ 2,5 persoane mai contribuie la plata unei pensii. Gândiți-vă ce risc există și chiar asta subliniază autorul în carte, chiar și la nivelul Americii, dar și peste tot în lume există acest risc ca odată ce ajungi la bătrânețe să nu mai ai bani. Să n-ai pensie sau să nu-ți ajungă pensia sau pur și simplu pensia să nu-ți fie plătită suficient de mult timp. Dacă tu trăiești 90 de ani, 100 de ani, poate că pensia respectivă nu-ți va fi plătită tot timpul. În momentul în care ai un portofoliu de investiții pe care l-ai început cu mulți ani în urmă și a produs, tu începi să generezi un venit suplimentar față de pensie. Adică banii tăi lucrează pentru tine și tu nu vei mai fi nevoit să lucrezi pentru bani. Ba chiar mai mult, în funcție de cât de rapid începi, poți să te pensionezi mult mai devreme, pentru că tu vei mai munci doar pentru că vrei, nu pentru că vei fi nevoit. De exemplu, dacă ai fi început la 20 de ani să investești, la 45 ai fi putut să fii liber financiar, pentru că dacă ai fi investit cu cap, dacă ai fi investit acolo unde trebuie, banii tăi s-ar fi multiplicat de foarte multe ori, și ai fi putut să trăiești din dobânzi, ai fi putut să trăiești din acele profituri generate, din dividende dacă investeai la companii. Și vă dau un singur exemplu. În această perioadă a coronavirusului au fost companii care au progresat extrem de mult, dar și au fost și companii care au regresat, da? Sau care au dat faliment. Dacă te-ai fi informat foarte bine și ai fi vrut să intri pe această filiera investițiilor,
ai fi putut să prefigurezi într-un fel sau altul că Netflix, de exemplu, sau compania Zoom vor crește în această perioadă în care oamenii au stat mai mult acasă. Majoritatea dintre ei s-au uitat pe Netflix și cei mai mulți dintre ei, mai ales elevii, au folosit platforma Zoom pentru cursurile online. Și dacă vă veți uita pe acțiuni, pe un grafic, o să vedeți că atât Zoom cât și Netflix au avut creșteri spectaculoase a profiturilor în aceste luni de pandemie și vor avea probabil în continuare. Deci dacă tu investeai în urmă cu ceva timp în ele, acum ai fi avut profit. Cam despre asta este vorba în investiții. Oamenii pot să investească în orice. Sunt oameni care investesc în Coca-Cola, în McDonald's, în KFC, în Petrom. Puteți să investiți în mărfuri, puteți să investiți în petrol, puteți să investiți în aur, puteți să investiți în criptomonede. Mai nou există această piață a criptomonedelor. Și vă dau și aici un singur exemplu. Bitcoinul, celebrul Bitcoin de care sunt sigur că ați auzit. Dacă nu mă înșel, undeva prin anul 2014-2015 valora undeva pe la 50 de dolari. Spun estimativ, nu spun cifrele corecte, așa că mă scuzați dacă nu sunt foarte riguros. Dar astăzi, în 2021, un Bitcoin valorează undeva la aproape 45.000 de dolari. Gândiți-vă că dacă la nivelul anului 2015 ați fi cumpărat 10 Bitcoin, v-ar fi costat 500 de dolari, că era 50 de dolari cam aproximativ unul. Și țineați până în 2021, da? Gândiți-vă că acum ați fi avut aproape 500.000 de dolari. Cam așa funcționează investițiile. Piețele cresc și scad, este adevărat, dar în această carte autorul Tony Robbins, care la rândul lui este un mare investitor și are foarte, foarte multe portofolii de investiții, ne învață cum să alegem investițiile profitabile, cum să profităm de trenduri, cum să fim atenți și să știm când să oprim o investiție, să scoatem banii, când să investim, când să nu investim, în funcție de ce se întâmplă în lume, în funcție de evenimentele economice majore, dar regula cea mai importantă pe care el o subliniază este că trebuie să înveți și să dăruiești din ceea ce ai celorlalți care sunt mai amărâți decât tine, trebuie să înveți de asemenea să trăiești viața și să poți să găsești un echilibru între a economisi, dar între a te simți și bine și a-ți satisface anumite plăceri, pentru că nici partea cealaltă nu este una benefică dacă te restrângi de la tot și dacă pui deoparte toți banii și nu-ți faci nicio plăcere. Deci trebuie să găsim un echilibru astfel încât să fie bine. Dar este foarte important și să economisești 10-15% din venitul tău lunar. În această carte găsești și ponturi foarte multe despre aplicații, despre cărți interesante pe care ți le recomand autorul. El are intervievat aici acești oameni care sunt guru a investițiilor și vreau să vă spun și câteva idei despre această carte prezentate de diferite personalități care descriu această carte. Așa că indiferent dacă vreți să urmați acest drum al investitorului și să vă asigurați bătrânețile și viitorul financiar atât al vostru cât și al familiei voastre sau pur și simplu vreți să aflați noi lecții de viață, noi perspective asupra banilor, această carte este numai bună pentru fiecare dintre voi. Nu uitați că linkul îl găsiți în descriere și acestea fiind spuse, eu vă invit să vă abonați la acest canal, să dați un like acestui video, nu uitați de aceste lucruri pentru că mă ajută pe mine să cresc mai mult în acest mediu virtual și să ajungem la cunoștința cât mai multor oameni care se confruntă cu probleme și ar vrea să găsească soluții, însă nu știu cum. De asemenea, vă invit să intrați pe blogul psihologiagândului.ro și să citiți articolele pe care le-am scris acolo pentru a afla ponturi și sugestii pentru succesul vostru, pentru dezvoltarea personală și pentru mai multă bucurie în viață. Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați într-un comentariu. De asemenea, vă invit să-mi spuneți într-un comentariu dacă ați citit această carte Banii stăpânește jocul, scrisă de Tony Robbins, sau altă carte scrisă de el, și care este o idee fundamentală pe care ați da-o mai departe celorlalți din aceste cărți. Da? Eu am fost Andrei de la Psihologia Gândului, vă mulțumesc pentru prezență, nu uitați să intrați să descărcați bucurile de care v-am spus la începutul acestui video.
verificați descrierea și până data viitoare rămâneți sănătoși, aveți grijă de deciziile pe care le luați, investiți în voi și citiți măcar 30 de minute în fiecare zi ca să vă lărgiți orizontul de cunoaștere. Vă doresc numai bine! Pa, pa!